Cea de-a 8-a ediție a Festivalului de Folk Ziua de Mâine s-a încheiat într-un mod spectaculos duminică seara pe scena Casei de Cultură din Alba Iulia. Sala a fost plină ochi, iar mulțimea a aplaudat și a cântat în continuu alături de artiști precum Ducu Berții și Paula Selling. Ducu Berții, o prezență obișnuită a Festivalului de Folk Ziua de Mâine, nu a lipsit nici anul acesta din Alba Iulia. Acesta a urcat pe scenă alături de Mihai Neniță și Nomads. Dacă ar fi după mine să plec, aș alege o țară mai calmă, sau poate un munte mai mic, dintre formele tale din palmă. În primul rând, faptul că titlul este Ziua de Mâine, m-am gândit tot timpul că noi care deja am trecut de o etapă, este bine să sprijinim un astfel de festival, prin prezența noastră și prin modul în care apărăm pe scenă. Fiindcă alături de noi sunt tineri care aparțin zilei de mâine și este bine noi să-i încurajăm prin faptul că suntem alături de ei. Venim vorba despre situația artiștilor care nu mai sunt mediatizați pe canalele naționale de televiziune, Ducu Berții a găsit replica potrivită, spunând totodată că nici nu s-ar regăsi pe micile ecrane între două scandaluri. Chiar dacă nu suntem mediatizați la televiziunile de mare succes, chiar dacă nu am reușit să pun nici silicoane și îmi cer scuze, dar eu mă simt bine așa cum sunt și publicul mă răsplătește întotdeauna efortul de pe scenă. Cea mai mare surpriză a ediției de anul acesta a Festivalului de Folk a fost Paula Selling. Alba Iulienii au cântat alături de ea piese precum Ploaia în luna lui Marte, Timpul sau Truli, Minute în șir. Reacția publicului și primirea călduroasă de care a avut parte au făcut-o pe artistă să promită că va reveni mai des în orașul nostru. Din păcate, n-am fost atât de des cât aș fi vrut și eu, mai ales având în vedere faptul că am cu cine, știi? Am observat că aici chiar am cântat una dintre cele mai frumoase, cele mai dragi piese mie, pe care n-am mai cântat-o niciodată, se numește Acasă, și sper că v-a plăcut și promit să mă întorc de mai multe ori. Uite, chiar spunea domnul Paul Nangă că chiar în martie o să organizăm aici un spectacol în care o să vin cu toată trupa, cu toți colegii mei și o să vă cântăm numai piese frumoase. Paula Selling ne-a dezvăluit în premieră și câteva surprize pe care le pregătește fanilor pentru anul viitor. În anul care vine avem parte de un album nou cu multe piese noi pe care chiar le lucrăm. În premiera absolută vă spun că chiar zilele astea o să termin piesa Caietul de amintiri. Mai am o altă piesă pe care o lucrez, pot să spun, cu compozitorul piesei Timpul. E vorba de Moga, Marius Moga. E o piesă, da, e o piesă foarte, foarte interesantă. De fapt, două. cu Cristian Faur. E o altă piesă pe care o fac acum și e drăguță și normal, stai, am lăsat la final. Și cel mai frumos moment pe care mi-l doream de mult, de foarte mult timp, este o colaborare cu Cristi Minculescu la o piesă pe care am scris-o împreună cu Andrei Tudor, deci este așa un triunghi. Recitalul s-a încheiat cu o sesiune de autografe unde admiratorii Paulei au putut să împărtășească gânduri și impresii cu artista.